Capitolul 22. Învierea vine numai pentru că întâi a avut loc o răstignire. Crucea trebuie întotdeauna să preceadă învierea. A doua este imposibilă fără prima. Poate un pelerin să învețe o lecție mai mare decât aceasta. Răstignirea e invitația lui Dumnezeu la înviere. Când cineva dorește învierea, el cere de asemenea și crucea. Dacă Domnul tău a hotărât o răstignire în viața ta, aceasta a fost o invitație la a cunoaște învierea. Această invitație, copil drag al lui Dumnezeu, este o onoare. Esența răstignirii este că ea este o poartă prin care treci pentru a intra în plinătatea învierii. Crucificarea este o invitație de cel mai înalt rang către cele mai înalte domenii. Unul care a fost răstignit are printre cele dobândite de el cea mai înaltă postură de trăire creștină, viața de dincolo de răstignire, trăirea în înviere. Aceasta este cea mai înaltă statură a trăirii creștine. Scopul Domnului tău în toate răstignirile este să aducă persoana la un nivel de trăire care este dincolo de creația vizibilă, trăirea într-o nouă creație unde trecutul s-a evaporat în nimicnicie. Iisus Hristos a pierdut totul în răstignire. Tot ceea ce a realizat pe acest pământ a fost nimicit. Când oamenii l-au așezat în mormânt, nu ar fi putut să arate nimic pentru cei 33 de ani pe pământ. Totuși, în această pierdere a lucrurilor, el a suferit crucea, a disprețuit rușinea. De ce? Pentru că știa că slava îl așteaptă în viitor. Așa e cu răstignirea. Poate e chiar acum atârni pe o cruce, dar ea are un scop. Te așteaptă o înviere. Una glorioasă care va șterge toată amintirea crucii. Observă frumusețea, vezi onoarea în a fi răstignit de către creștini. Scopul lui Dumnezeu, acest scop include și învierea. Trăirea în înviere este mai înaltă decât viața trăită anterior, totdeauna. Mulțumește lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi răstignit. Privește bucuria absolută, oportunitatea neegalabilă pe care numai răstignirea ți-o poate acorda. Vezi dincolo de lumina orbitoare. Este o nouă zi. Iată noua creație. Acea creație nouă, trăită numai în înviere. Se află mult dincolo și mult deasupra punctului până la care te poate duce răstignirea. Învierea ți este foarte la îndemână. Dar la fel de sigur, cum nu poate fi înviere fără răstignire, la fel nu poate fi răstignirea adevărată fără Ghețimani, fără pace cu Dumnezeu. El a dorit răstignirea ta ca tu să poți să ajungi la recreare, ca să îți vezi partea întunecată, pentru ca să se poată lucra în acea parte întunecată a ta, atât de separată de viața și personalitatea ta, ca tu să-ți poți găsi calea spre mâna suverană și să te supui căilor lui misterioase, iar în final să-ți pui voința ta în acord deplin cu voia lui. Mergi cu Domnul tău în Ghețimani, mergi cu el la Golgota, apoi mergi cu el în înviere. El dorește ca tu să-i permiți ca el să-ți fie totul. El dorește ca tu să ajungi să accepți toate lucrurile ca venind de la el în dragoste. Acum Domnul tău umblă și trăiește în înviere. El trăiește dincolo de cel mai rău lucru care i s-ar putea întâmpla, pentru că cel mai rău lucru i s-a întâmplat. El trăiește dincolo de moarte. Această cale a slavei este deschisă acum și pentru tine. Un domn înviat așteaptă un credincios să moară. Care este diferența dintre viață și viață înviată? Aceasta. Poți ucide viața. Privește la Golgota și notează că până și voința divină poate fi omorâtă. Dar nu poți ucide viața înviată. Nu poți omorâ viața divină care a trecut prin moarte. Nu poți omorâ viața divină care este de cealaltă parte a răstignirii. Viața divină răstignită, viața divină moartă, viața divină trecută prin moarte, viața divină înviată. Nimic nu mai poate să pățească această viață. Când ești înviat din morți, nimic nu te mai poate atinge. Este un scop glorios în cruce, nu-i așa?